Dificil în primul rând datorită eforturilor la care îi supunea pe sportivi, nefiind un traseu foarte tehnic, însă aici Florian Popa a reușit să se impună din nou, Târgu Mureșeanul demonstrând că se poate adapta oricărui tip de traseu. Dacă Pop nu a avut probleme nici de această dată, la clasa 125 de centimetri cub bătălia a fost aspră. Aici titlul național este în joc, iar Luigi Mihail și Cătălin Duță s-au bătut manșă de manșă, începând din prima apariție a motocrosiștilor în 1996. Cei doi și-au împărțit victoriile pentru ca Lazar Nești Duță să sprinteze se părea decisiv, însă la Odorheiu Secuiesc, în etapa care urmăriți în acest moment, Mihail Luigi și-a luat revanșa. Cătălin Duță s-a aflat permanent în spatele său, însă în prima manșă, Luigi Mihail a fost cel ce a trecut primul linia de sosire. Și în manșa secundă, Duță l-a urmărit permanent pe Luigi Mihail, însă alergătorul de la Asta Brașov a reușit să-și mențină prima poziție. Cursa însă a avut și răsturnări de situație, Duță reușind la un moment dat depășirea brașoveanului, însă veți vedea, această depășire nu i-a adus victoria lui Cătălin Duță. Cei doi alergători de la Vectra BK s-au bătut în continuare pentru pozițiile 2 și 3 ale clasamentului. Dorin Titilincu a reușit și el să-l depășească până la urmă pe Ernest Müllner, obținând poziția secundă și în această manșă. Cu numărul 44, Marcel Butuza, deși aflat în poziția a patra a clasamentului general, a avut o ezitare la una dintre săritori și în urma unei căzături s-a accidentat, nu foarte grav, dar a trebuit să părăsească manșa secundă. Ca urmare, cu doar 15 puncte, Butuza a terminat etapa pe locul 9. Tot la 125 de centimetri cubi ai clasei speciale, poziția a treia a revenit numărului 18, Zoltan Fazekas de la Electro Sfântul Gheorghe, cu un total de 28 de puncte. De la Vectra BK, cu numărul 22, Ovidiu Spârcheza a ocupat poziția a patra. La 250 de centimetri cub, deci nimic nou, Florian Pop a trecut primul linia de sosire, Dorin Titilincu fiind pe locul secund, iar Ernest Müllner pe locul 3. Poziția a patra i-a revenit numărului 5 de la Astra Brașov, Mirel Pandrea. Vă spuneam de momentul în care Cătălin Duță a reușit să-l surprindă pe Luigi Mihail. Acesta a fost depășit la una din coborâri atunci când Cătălin Duță, în sectorul de frânare, a reușit să-l surprindă pe brașovean. Schimbarea de poziție însă a fost temporară, pentru că până în finalul manșei, Luigi Mihail a reușit să revină și să treacă totuși primul linia de sosire. Ca urmare, brașoveanul reducea cu 6 puncte handicapul său din clasamentul general față de Cătălin Duță. În acest moment, după etapa a patra și înaintea finalei ce se va desfășura la Buzău, diferența între cei doi fiind doar de 4 puncte. Ca urmare, Duță plănuiește să obțină cel puțin o victorie la Buzău, o victorie care i-ar asigura titlul național. Dacă va reuși aceasta, rămâne de văzut peste doar o săptămână în finala campionatului național. Cine va avea sprintul mai bun, Mihail Luigi de la Astra Brașov sau Cătălin Duță de la Motoclub Lido din Câmpina, campionul național antit? Dacă sezonul 1996 a început foarte bine pentru numărul 3 de la Astra Brașov, Alexandru Enceanu, fostul campion național aici la Odorheiu Secuiesc, a trebuit să se mulțumească cu poziția a 7-a, cu doar 13 puncte adunate în cele două manșe. Înaintea lui Enceanu a terminat Zoltan Martin de la clubul local, în timp ce Daniel Naghi de la Iseco Târgu Mureș a trebuit să se oprească pe poziția a 5-a. Surpriza acestei penultime etape însă s-a petrecut deci la clasa 80 de centimetri cubi, acolo unde Dan Nicolau, vă spuneam, ocupa poziția a treia la egalitate de puncte cu Robert Cecme. Cum te simți? Am înțeles că ai alergat la început la 50, nu ți-a plăcut acolo? Nu mi-a plăcut, dar n-am avut nici motocicletă și nu mi-a mers. Am zis că mă scur la 80. Dar nu mai îmi place motocicleta aia. Acum am ieșit pe locul 2-3. În primele manșe două și am bucurat că am ieșit atât de...
După Odorheiu, satele naționale. La Câmpina a fost programată prima etapă a sezonului 1996 din campionatul național de motocross. Câmpina era orașul ce găzduia ultima etapă a sezonului 95, însă acum tot la Câmpina se producea debutul din 1996. Deci banii au fost mai mulți, puțin mai ușor, că fiind a doua oară am știut ce am de făcut, am știut unde am greșit data trecută și plus de asta am avut un ajutor, un prieten de-al meu care e și vicepreședinte, Bogdan Marin, care m-a ajutat și bineînțeles primăria, care m-a susținut mult. Aceasta a fost declarația liderului echipei Motoclub Lido din Câmpina, Cătălin Duță, deși pornea ca favorit la clasa 125 de centimetri cubi. El avea titlul și de organizator al acestei etape. Ca urmare, sezonul 1996 începea mai bine pentru motocrossul românesc și pentru prima dată, poate din 1988, organizatorii reușeau să obțină chiar un profit în urma organizării unei etape de motocross. Îl vedeți acum pe Cătălin Duță la startul primei manșe la clasa 125 de centimetri cubi. Duță, campion al clasei în 1994 și 1995, pornea ca favorit, cu atât mai mult cu cât evolua astăzi în fața propriilor suporteri. Ca de obicei, însă, Cătălin Duță nu este un specialist al startului și, spre surprinderea tuturor, vicecampionul Valeriu Răileanu de la Astra Brașov nu reușește să se impună din start. Surpriza s-a numit Luigi Mihail, vicecampionul CZ-urilor la clasa 250 de centimetri cubi a anului trecut. De data aceasta, Mihail însă se impune din start și conduce în fața lui Cătălin Duță. Duță este susținut frenetic de spectatorii veniți în număr mare la această etapă și câmpineanul se află în permanentă tatonare a lui Luigi Mihail. Până la urmă, în fața tribunei principale, Duță reușește pe una din trambuline să-l depășească pe brașovean și astfel ordinea se schimbă. Traseul câmpinean a oferit sărituri foarte spectaculoase și de mare amplitudine. Duță și-a încântat suporterii prin zborurile sale planate, demonstrând că acest traseu este foarte bine cunoscut. Cu numărul 44 de concurs, Marcel Butuza, liderul Vectrei BK din Zărnești, obținea locul 4 în această manșă și pornea cu 13 puncte în campionatul național. Butuza s-a aflat la un moment dat chiar în fața lui Valeriu Răileanu, vicecampionul sezonului 1995. Până la urmă însă Răileanu va reveni și va reuși să încheie etapa pe poziția a treia. De concurs, Valeriu Răileanu aleargă pe aceeași motocicletă Yamaha pe care a concurat și în sezonul trecut. Cu numărul 2 de concurs, campionul din 1995 evoluează doar pentru proprii suporteri după ce a scăpat de presiunea brașoveanului Luigi Mihail. Alergătorul de la Astra Brașov a avut probleme cu o pană de cauciuc și ca urmare a pierdut contactul cu liderul cursei. Valeriu Răileanu a reușit însă, vă spuneam, să-l depășească pe Marcel Butuza și să urce în poziția a treia a cursei. În 1995, bătălia pentru titlul național s-a dat între Cătălin Duță și Valeriu Răileanu. Învins în debutul sezonului în ambele manșe, Duță a trebuit să se lupte pentru a reface handicapul de 6 puncte. Răileanu și Duță și-au împărțit victoriile în toate etapele ce au urmat, pentru ca apoi la Câmpina, în finalul sezonului, să se decidă campionul național. Profitând de absența lui Răileanu, Duță a reușit să-și asigure atunci al doilea titlu național. De data aceasta însă, debut perfect de sezon pentru Cătălin Duță și acesta obține victoria aici, bucurându-și suporterii. Mi se pare normal să bucur suporterii dacă ei te aclamă și te susțin. Deci părerea mea că e ceva normal și dacă s-a putut face asta, e normal să o fac, nu? Dacă Luigi era lângă mine atunci, nu știu dacă mai aveam timp de așa ceva. La 250 de centimetri cu Florian Pop revenea găsind sponsorizarea pentru o motocicletă model 96. Am avut emoții mari până să-mi cumpăr motocicleta. Mai am și în continuare emoții pentru că
fiind prima etapă, am primit motocicleta târziu, n-am reușit să mă antrenez încă, să ajung la valoarea maximă și apoi nu știu care e diferența de valoare între mine și adversarii mei. Și diferența de valoare, într-adevăr, s-a menținut. Florian Pop, campionul sezonului 1995, dispunea deci în acest sezon de o motocicletă Suzuki model 1996. Printr-o sponsorizare a clubului său Motostar din Buzău, sponsorizare obținută de la firma de asigurări Avia, Florian Pop cheltuia aproximativ 13.000 de mărci și astfel începea sezonul cu echipament de ultimă oră. În numărul 1 de concurs, Florian Pop s-a impus în fața numărului 11, Vitali Gonciarov, principalul său adversar din 1995, Vitali Gonciarov alergând pentru Astra Brașov. Gonciarov a fost depășit chiar din startul acestei prime manșe și Florian Pop s-a impus în fața moldoveanului ce alergă pentru clubul brașovean. Pentru poziția a treia, bătălia s-a dat între cei doi echipieri de la Vectra BK din Zărnești. Cu numărul 23 de concurs în prima manșă, Dorin Titilincu a reușit să-l surprindă pe numărul 37, Ernest Müller, ocupând astfel poziția a treia. Ernest Müller se mulțumea cu locul 4 în prima manșă, însă spera ca în manșa a doua să refacă acest handicap. Dorin Titilincu a fost învins de Florian Pop, însă zărneșteanul nu a abordat această etapă în plenitudinea forțelor sale datorită unei boli ce persistă. Numărul 5 de concurs, Mirel Pandrea, alergător pentru Astra Brașov, obținea poziția a 6-a în această primă manșă. Florian Pop trecea linia de sosire și îi învingea pe cei doi favoriți de la Vectra BK. Numărul 37, Ernest Müller, trece linia de sosire în poziția a 4-a și declara: eu sunt în acest campionat venit ca să îmbunătățesc, să zicem așa, valoarea sportului cu motor în țara noastră și pe piste de competiție. Ștacheta mea de comparație nu este Pop Florian și bine, sunt niște ambiții mai din vechi, sunt niște diferențe de vârstă. Vreau să fiu în apropierea lui. La clasa 250 de centimetri cubi a motocicletelor CZ, Alexandru Ilieș nu a oferit nicio șansă adversarilor săi. Stelistul, deși nu a dispus de o motocicletă performantă cu care să se înscrie la clasa motocicletelor speciale, a reușit să treacă primul linia de sosire aici, obținând victoria în ambele manșe și preluând conducerea în clasamentul general al piloților. La 80 de centimetri cubi, Olga Bridenco debuta în campionatul național. Ți-a fost greu să te bați cu băieții? Te-ai antrenat mult pentru asta? Jumătate de ani. Și la 80 de centimetri cubi, însă lucrurile au fost clare. Olga Bridenco ocupa locul 2, însă Andraș Tamaș domină în continuare clasa. Cei mai aplaudați la Câmpina au fost însă piticii. Cu numărul 6, Alexandru Covaș Timișoreanu reușea victoria la 50 de centimetri cubi la doar cei 10 ani ai săi. Cu numărul 20, însă Alexandru Dumitrescu, la doar 6 ani și jumătate, reușea să încheie prima manșă obținând 11 puncte. Îmi place. Ce? Pe concurs. Și concursul a continuat cu nou creata clasă 500. Doar doi alergători au făcut debutul acestei clase, deși Marcel Butuza trebuia să fie al treilea. Ce s-a întâmplat? Ne așteptam să vă vedem la clasa 500. De ce nu ați mai alergat? Am văzut motocicleta. Între timp? Între timp. Pauză. În manșa a doua nu s-a întâmplat nimic nou. Cătălin Duță reușește să încălzească din nou fanii săi și obține a doua victorie în debutul sezonului 96. Câmpineanul adună 40 de puncte în clasamentul general, iar următoarele trei poziții au fost neschimbate ca în prima manșă.
urmare, în clasamentul general, Duță este urmat de Luigi Mihail cu două poziții secunde obținute la Câmpina. Locul 3, Valeriu Răileanu cu cele două locuri 3 obținute aici, iar pe 4, Marcel Butuza. Pe 5, Viorel Boțoacă de la Motostar Buzău, pe 6, Octavian Ionescu de la același club, iar pe 7, Ciprian Popescu de la clubul din Câmpina. La 250 de centimetri cub l-ați recunoscut pe același Florian Pop, numărul 1 al sezonului 1995 a dominat și această manșă. Deși Vitali Gonciarov a plecat mai bine la start, Florian Pop a reușit depășirea moldoveanului în scurt timp și, ca urmare, adună 40 de puncte în clasamentul general. În poziția a doua rămâne Vitali Gonciarov, sportivul de la Astra Brașov, fiind la un pas de descalificare din manșa secundă datorită unor injurii aduse oficialilor. Până la urmă însă Gonciarov a fost doar amendat și și-a menținut cele 34 de puncte adunate. Ernest Müllner și Dorin Titilincu cu 28 de puncte și împart pozițiile 3 și 4. Înainte de a încheia însă, ce veți putea urmări sâmbătă 18 mai în aceeași emisiune Motorsport Magazin? Din campionatul mondial de motociclism, marele premiu al Japoniei, cea de-a treia etapă, iar din campionatul național de motocross, etapa secundă. Atât a fost pentru astăzi. Arnold Kobilanski vă mulțumește pentru atenție și vă spune la revedere. Pare rău că nu vine Florin Pop, ca să mă gândeam că aici vine și facem un duel ca lumea aici, să vedem. Nu aveam de ales pentru că oricum posedeam o motocicletă foarte veche, care de fapt a fost veche când am cumpărat-o, din 91 ani de fabricație. M-am chinuit anul trecut cu ea, am obținut rezultate bune, dar efectiv nu mai face față și a trebuit să o vând la un preț de nimic. Și acum am rămas descoperit, pentru că eu n-am reușit să găsesc sponsori, personal nu am bani să-mi cumpăr motocicletă și adevărul e că nici nu s-a interesat nimeni de situația mea până acum două săptămâni. Deci când mai erau două săptămâni, am primit un telefon și mi s-a spus: duminică e primul concurs, ce mai faci? În luna februarie am abandonat antrenamentele și din lipsă de fonduri, pentru că nici n-am avut bani. Trebuia să plătesc sală de forță și deci niște cheltuieli care le aveam de făcut și n-am avut de unde. Clubul nu te-a ajutat în niciun fel? În niciun fel, din păcate. Clubul, nu știu, ei sunt obișnuiți cu alt nivel de sport, ori eu practic un nivel mai ridicat și nu sunt obișnuiți ei cu nivelul meu și credeau că ajunge dacă ne întâlnim cu o săptămână înainte de concurs, fără niciun, probabil așa s-au gândit ei, fără niciun antrenament, pentru că nu m-au întrebat în tot sezonul mort, deci sezonul de pregătire, nu m-au întrebat de situația mea, de ce mai fac, cum sunt, dacă am nevoie de ceva, nimic. Și într-adevăr, acest debut de sezon a avut loc fără cel mai valoros pilot român al momentului, Florian Pop, alergător la Motostar Buzău. Din lipsă de sponsori, trebuie să privească cursa de pe margine. Sezonul 1996 a adus însă și multe noutăți. Clubul Vectra Beca din Zărnești debutează în acest an și reușește două transferuri de senzație. Din Germania se întoarce multiplul campion național Ernest Müllner, iar Dorin Titilincu este transferat de la Torpedo. Tot în 1996, clasa 500 de centimetri cubi își face debutul în România. Cel ce a deschis pârtia este Adrian Dumitrescu și l-ați avut puțin mai devreme în imagine. Spectacolul zilei, ca de obicei, a fost oferit de clasa motocicletelor speciale. La 125 și 250 de centimetri cubi, favoriții erau Cătălin Duță, Valeriu Răilean, cel ce în sezonul 1995 termina campionatul în poziția a treia. De data aceasta a luat startul la clasa superioară 250 de centimetri cubi. Mihail Luigi, alergător la clasa 125, forțează startul și ați văzut incidentul ce a dus la oprirea cursei. La reluare însă totul se petrece cum scrie la carte și start în prima manșă a motocicletelor speciale, clasele 125 și 250 de centimetri cubi. Surpriza a fost Alexandru Enceanu. Alergătorul de la Astra Brașov reușește să pornească foarte bine din start și ocupă prima poziție în această parte a cursei. În spatele său însă se afla Dorin Titilincu, proaspătul transferat la Vectra BK Zărnești, iar Titilincu dispune de o motocicletă Yamaha model 96.
alături de Titilincu și Ernest Müllner, a încălecat o motocicletă Yamaha de 250 de centimetri cubi, model 1996. Până la urmă, veteranul curselor de la noi, Alexandru Enceanu, cedează și Dorin Titilincu urcă în prima poziție. În schimb, la clasa 125 de centimetri cubi a putut urmări un duel foarte interesant între Cătălin Duță, campionul acestei clase, și Mihail Luigi, alergătorul ce în sezonul 1995 a ocupat poziția a doua la categoria motocicletelor CZ de 250 de centimetri cubi. Alexandru Enceanu a reușit să se mențină în poziția a doua a cursei, deși în spatele său se afla multiplul campion național Ernest Müllner. Vă spuneam, Müllner a revenit din Germania după un an de pauză și pornea în acest sezon 1996, fiind decis să obțină titlul și în acest an. Duelul dintre Cătălin Duță și Luigi Mihail a continuat. Cei doi se băteau, deci, pentru locul întâi al clasei 125 de centimetri cubi. Până la urmă, însă, Duță greșește după o urcare și oprește motorul. Câmpineanul, proaspăt revenit la propriul său club, motoclub Lido, revine însă în cursă și forțează pentru a-l ajunge pe Luigi Mihail. De altfel, câmpineanul se obișnuise cu emoțiile în aceste curse. Vreo două, trei ture am tras mai tare să fac un avans, după care am greșit, am oprit motor într-un viraj și după aceea, deci iar am fost depășit și am așteptat ultimul tur. Într-adevăr, în ultimul tur s-a decis victoria la clasa 125 de centimetri cubi în prima manșă. Luigi Mihail reușea să intre primul în ultimul tur, însă Duță se afla la foarte mică distanță în urma sa. Pe ultima parte însă acestui tur, Duță reușește depășirea și trece primul linia de sosire, aducând 20 de puncte pentru motoclub Lido din Câmpina. La 250, Dorin Titilincu reușește prima victorie. La nou club, da, bine, foarte bine. În primul rând, în punct de vedere material, cel mai mult. Titilincu se simte bine la noul său club, în timp ce Alexandru Enceanu reușește locul 2 în fața lui Ernest Müllner. Aveam emoții, știu că cei de la Zărnești au făcut vreo 4 antrenamente serioase la Zărnești. Față de pregătirea noastră, asta este foarte mult și nu mă așteptam, sincer. Adică mă gândeam că Ernest o să mă bată ușor și la Titi știam că el e cu... Am început să mă regăsesc, să zic așa, după pauza de un an, adică anul 95 competițional, în care n-am participat deloc în nicio competiție. Totuși, am mers încă totuși din amintire și nu din... să zicem, din elan și tehnică, dar sper ca fiecare manșă pe care o parcurg de acum încolo, cel puțin în primele două etape de campionat inclusiv, să ajung la nivelul meu maxim potențial. La data de astăzi m-am așteptat, surpriza a fost sportivul Enceanu, care prima manșă m-a bătut cu câteva secunde, dar asta nu este, să zicem, un mod de a speria, trebuie să iau totul cu optimism și să mă pregătesc mai serios un pic. La 80 de centimetri cubi debutează de niște ochi elegant fardați. Este vorba de Olga Bridenco, alergătoare din Republica Moldova, ce s-a aliniat la start pentru Motostar din Buzău. Probleme însă la acest start al claselor 50 de centimetri cubi și 80 de centimetri cubi. După repararea grilei de start însă, am putut urmări și debutul sezonului 1996 pentru copiii de până la 14 ani ce aleargă la clasa 50 de centimetri cubi și copiii până la 16 ani ce aleargă la 80 de centimetri cubi. 1996 a adus un nou record, este vorba de recordul de tinerețe stabilit de Alexandru Dumitrescu, fiul lui Adrian Dumitrescu, cel ce debuta la clasa 500 de centimetri cubi. Alexandru Dumitrescu, în vârstă de doar 6 ani și jumătate, alerga pentru prima dată într-o competiție de motocross, chiar dacă echipamentul nu este chiar la
cerințele regulamentului. Până la urmă însă Alexandru Dumitrescu a reușit să încheie cursa, deși a mai făcut contact și cu solul. La clasa 80 de centimetri cubi, același învingător Andraș Tamaș domină în continuare și greu de crezut că cineva îl va putea învinge pe alergătorul de la Electro Sfântul Gheorghe. Trecem acum la categoria CZ-urilor. Aici, din nou, campionul național din 1995 a reușit să se impună. Alexandru Ilieși, alergător pentru Steaua București, urcă în prima poziție chiar din startul primei manșe și Alexandru Ilieși nu va mai ceda această poziție până la finalul competiției buzoiene. Alexandru Ilieși reușește victoria în ambele manșe și aduce 40 de puncte pentru Steaua. La clasa 125 de centimetri a motoarelor CZ, Dorin Iamandeiu și Gabor Varga își împart victoriile în manșe. Cred că mai pot, încă o dată măcar. Oricum e mult mai pregătit ca mine, Duță. Și și obișnuit, eu merg prima oară cu motocicleta asta și sper să merg mai bine. Am impresia că e mai bună cu motocicleta ca lui, dar pregătirea fizică e mai slabă ca mine. La 40 de ani, Alexandru Enceanu atacă deci manșa a doua și declară că mai poate. Luigi Mihail, deși puțin optimist la debutul acestei manșe a doua, totuși încearcă să-l detroneze pe Cătălin Duță, campionul clasei. Luigi Mihail reușește un start bun și încheie pe prima poziție la clasa sa. La 250, Alexandru Enceanu, după ce a urcat în prima poziție, cade două locuri și cedează în fața lui Titilincu.